Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a săvârșit ieri Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală din municipiu. Slujba a putut fi urmărită în direct pe pagina de Facebook a eparhiei. Îl rugăm pe Mântuitorul Hristos să binecuvinteze cununa anului care a început și să ne dăruiască tuturor să avem un an plăcut Lui. Să trăim și noi frumos, să trăim duhovnicește, astfel încât să fim toți plăcuți lui Dumnezeu. Și atunci și anul 2021 va fi un an plăcut Domnului. Astăzi l-am cinstit pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, cel care ne-a lăsat un tezaur teologic, ne-a lăsat foarte multe opere, opere dogmatice, opere exegetice, opere ascetice, dar și foarte multe epistole sau scrisori. Dar mai presus de toate, cred că ne-a lăsat o dumnezeiască liturghie pe care am săvârșit-o și astăzi în catedrala noastră episcopală din Caransebeș. Îl rugăm pe Sfântul Vasile astăzi, de ziua pomenirii lui, să ne ajute să începem noul an civil cu mai multă responsabilitate față de cele duhovnicești în primul rând, dar și față de cele materiale. Să avem verticalitate și demnitate atunci când este vorba de mărturisirea dreptei credințe. Așa cum Sfântul Vasile a apărat în vremuri grele sfânta și dreapta credință, să apărăm și noi, iată, în secolul al XXI-lea, Biserica drept măritoare și învățătura noastră de credință. Cu prilejul anului nou, ierarhul le-a urat credincioșilor multă sănătate, iar celor care poartă numele Sfântului Vasile cel Mare, ani mulți și fericiți.